Școala Centrală de la Câmpina a inițiat un concurs pentru elevii din județ. Gânduri, dorințe, planuri, de moment sau de viitor. Este competiția desfășurată pe mai multe categorii. Au existat trei secțiuni, literatură, desen și tehnologie. Rezultatele sunt foarte bune. Ne bucurăm pentru participarea care a stârnit interes. Am inițiat pentru premiile mari concursul premiul Școala Centrală Câmpina și sper pe viitor să avem aceeași participare. Copiii de la clasa 1 până la 8 au avut curajul să creeze lucrurile, lumea la care visează și pe care, spun cu sinceritate, că cei mari nu mai știu să o vadă. Doamna profesoară lector Silvia m-a îndrumat și am avut o lucrare numai din lemn pentru o casă, o machetă cu o casă și cu o grădină. Am participat cu o compunere ce se intitula Gânduri, planuri de viitor. Trebuia să-mi expun părerile despre cum mă văd în viitor și cum văd lumea în general în viitor. Care e ideea ta principală? Ideea mea principală e că oamenii trebuie să țintească sus, mai ales în ziua de astăzi în care totul este foarte tipic, toți oamenii țintesc spre același loc, țintesc spre a se asigura ziua de mâine, dar nu vor să rămână amintiți în istorie prin lucrurile care le fac, ei vor să rămână mediocri. Și am făcut o lucrare care să îmi exprime dorința de a merge în Anglia, cu autobuzele specifice de acolo și dorința de a merge cu avionul. Astea au fost elementele esențiale în lucrării? Da, da. Și juriul cum a apreciat? Nu știu. Te ocupi de desen în general? Da. Desenez mai mult și acasă. Și da, am avut lucrare pentru acasă, un fel de planșă cu animale. Da. Și ce ai realizat? Păi am realizat modul lor de viață. Despre urs, lupul negru, vaca, ogarul și șopârul. Gandhi a spus cândva că omul, trăind în amintire și în vis zi de zi, niciodată nu va reuși să trăiască în prezent, va fi prins între trecut și viitor. Într-o perioadă atât de inconstantă, în care alegerea unei cariere este necesară pentru a fi un om cu certitudinea că vei avea și mâine mâncare și un acoperiș deasupra capului, iar pământul siguranței îți poate fugi de sub picioare în orice echilibru, mulți copii uită să viseze la a fi cavaler, detectiv sau astronaut. Lucrările elevilor au fost apreciate la valoarea lor reală și premiate. Clasa 3. Concursul este la început și va fi perfecționat în edițiile viitoare. Clasa 7.